Prima bibliotecă din Câmpul Lung a funcționat în cadrul mănăstirii Negrovădă încă din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea și conținea pe lângă cărțile tipărite și un număr de volume manuscrise copiate de o seamă de copiști care activau aici și a căror contribuție pentru cultura românească nu este lipsită de importanță, datorită faptului că aceștia scriau în limba română. În forma actuală, biblioteca funcționează din anul 1950, prima carte achiziționată și înregistrată în documentele instituției fiind poeme a scriitorului Neruda Pablo. Astăzi, Biblioteca Municipală Ion Barbu își desfășoară activitatea în trei locații, dispunând de un fond de carte de 116.000 volume. Din anul 2003 și până în prezent aici s-au implementat mai multe softuri specializate pe servicii de bibliotecă, dar și de aplicarea etichetelor de barcode pe fiecare publicație care are ca scop reducerea perioadei de inventariere de la aproximativ 2 ani la 2 luni. În cadrul bibliotecii noastre, utilizatorii pot accesa internetul cu ajutorul calculatoarelor obținute prin programul BiblioNet, cu ajutorul Fundației IREX România și al Bibliotecii Județene Argeș, în care aceștia își pot accesa poșta electronică, pot tehnoredacta texte, scrie mesaje. În aceste zile, Biblioteca Municipală Ion Barbu a organizat o expoziție de carte cu principalele opere ale scriitorului Camil Petrescu, de la cărei moarte se împlinesc 55 de ani.